În contextul în care specialiștii din întreaga lume insistă tot mai mult pe purtarea măștilor de protecție pentru a limita răspândirea coronavirusului și în Olt se transmit recomandări în acest sens. A fost supusă aprobării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență recomandarea adresată cetățenilor de a purta mască, inclusiv mască improvizată sau alte materiale de protecție de unică folosință sau reutilizabile în vederea reducerii riscului de transmitere a virusului SARS-CoV-2. Măsura va fi aplicată la intrările în instituțiile publice, piețele agroalimentare, magazinele și supermarketurile de pe raza județului Olt, au transmis reprezentanții prefecturii Olt. În multe județe în care numărul cazurilor de COVID-19 este mare, purtarea măștii de protecție în spații publice devine obligatorie. În Olt sunt 11 persoane infectate, județul nostru fiind unul dintre cele mai sigure din punct de vedere al răspândirii noului coronavirus. Măștile, fie că sunt medicinale sau textile, limitează foarte mult răspândirea virusului, astfel că dacă ar fi purtate de toți cei care circulă pe stradă sau intră în magazine, farmacii, piețe, numărul persoanelor infectate ar rămâne redus.